Filmele lui le cunoaște o lume întreagă. Regizorul Emil Loteanu ne-a părăsit într-un mijloc de aprilie înfloritor, acum 20 de ani, la vârsta de doar 66 de ani. Un mare artist născut în 1936 la Clocușna, pe atunci regatul României, care a trăit în Moldova, a iubit acest pământ, a cutreierat lumea întreagă, s-a stins peste hotare și a rămas să odihnească somnul de veci într-un cimitir din Rusia. Dacă ar mai fi fost în viață, maestrul Loteanu ar mai fi reușit să creeze atâtea poeme cinematografice. Parcă îl vedem aievea, mereu energic, mereu elegant, îmbrăcat cu gust, cu tradiționala sa eșarfă pusă la gât pe sub cămașă, în loc de cravată sau papion. Ar mai fi scris încă atâtea cărți de poezie, iar cu ocazii speciale ar fi fost neasemuit de curtenitor cu femeile frumoase sau ar fi fost la fel de volubil, folosind metafore, fraze înaripate, ridicând arar sprâncenele și gesticulând. Cu maestrul Loteanu, un ceai cu o prăjitură, adora dulcerile nespus de mult, se transforma mereu într-un adevărat eveniment mondel. Avea o personalitate atât de pronunțată, un spirit poetic și civic, vibrant și durut. El a fost un mare poet între regizori și un mare regizor între poeți. Cred că este cel care a pus pe pelicula cinematografică poezia existențială a neamului nostru. Să ne reamintim astăzi de cele mai reprezentative opere de artă cinematografică pe care le-a creat maestrul Loteanu și pe care le-au admirat generații întregi, creații care au încântat o lume întreagă. Cu filmul Așteptați-ne în zori, Emil Loteanu a debutat în cinematografie în anul 1963, marcând și debutul marilor actori Sandra Ion Șcure, Ecaterina Malcoci, Dumitru Caraciobanu, Nina Doni. În poeticul film Poenele Roșii din 1966 au debutat alte trei stele ale ecranului, Svetlana Toma, Grigore Grigoriu și Victor Voinicescu. 1968, filmul Această clipă, cu care Emil Loteanu câștiga premiul 2 la Festivalul de Filme de la Minsk din 1970. Anul 1971 ne aduce Lăutarii, o poveste despre rapsozii basarabeni care, vorba unui personaj, mergeau la moarte ca la nuntă. Lăutarii au cucerit multe premii, inclusiv Scoica de Aur la San Sebastian, Marele Premiu în Italia, Nimfa de Aur la Napoli și Premiul Spectatorilor și al Presei la Milano. În 1976, la studioul rus Mosfilm, Emil Loteanu filmează O șatră urcă spre cer, o altă poveste cinematografică despre viața romilor de la începutul secolului al XX-lea. Șatra câștigă Scoica de Aur la San Sebastian în 1976, premiul pentru regie la Belgrad și pentru cel mai bun film la Praga și un premiu la Paris. În 1978, Blânda și tandra mea fiară, o ecranizare a novelei O dramă lăvânătoare de Anton Cehov. Protagonista Galina Beleaeva devine ulterior soție maestrului. Urmează filmul Ana Pavlova, care a câștigat o serie întreagă de Grand Prix-uri, inclusiv pentru coproducție cu Anglia, Franța, Cuba și Germania. În 1986, revenit în Moldova, Loteanu realizează filmul artistic televizat Luceafărul, un omagiu adus marelui Eminescu. În 1993, Emil Loteanu filmează Găoacea, iar în primăvara anului 2003, maestrul a reușit să filmeze doar un singur cadru din ultimul său film intitulat Iar. E un cadru mistic și semnificativ, o cruce ce arde pe o insulă, prin care marele artist își anticipează ca și cum sfârșitul. Emil Loteanu a turnat și filme documentare. A fost inițiatorul creierii la Chișinău a teatrului actorului universal, fapt pentru care a mers până în Republică în căutarea talentelor. De dragul schimbărilor pe care le dorea în Republica Moldova, Emil Loteanu a candidat și la funcția de președinte al Republicii Moldova. Pe întreg parcursul vieții, poezia l-a însoțit mereu. Despre creația maestrului Loteanu a spus bine o simplă admiratoare a dumnealui. Ecranizările lui Loteanu, zicea ea, arată oameni boemi care iubesc, vibrează și mor zâmbind.